Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani a cumpărat 111 frigidere pentru uzul pacienților în valoare de circa 85.000 de lei din fonduri proprii, a anunțat astăzi unitatea medicală. Acestea vor fi distribuite în spital, astfel încât bolnavii din fiecare salon să aibă acces la un frigider. În ultimii ani, Spitalul Județean a făcut investiții în aparatura modernă de specialitate, dar și în renovarea unității medicale și dotarea cu mobilier pentru a spori confortul pacienților. Investițiile s-au făcut atât prin programe cu fonduri europene, cât și din fonduri proprii.